A plouat torențial cu vânt puternic care a paralizat circulația în municipiul Pitești. Ștergătoarele parbrizelor nu au mai făcut față, iar șoferii au fost nevoiți să tragă pe dreapta. La ieșirea de pe autostradă către Râmnicu Vâlcea s-au format coloane de cel puțin 10 km. În aproximativ 20 de minute, multe zone din Pitești au fost efectiv acoperite cu apă. Într-un cartier, apa a refulat din canalizare, Practic, puhoaiele au venit din două zone mai înalte de pe care apa de la ploaie s-a scurs și a ajuns acolo unde toată apa pluvială a țâșnit din canale. Strada mediană a Piteștiului a fost acoperită de apă, în unele zone atingea chiar jumătate de metru. Pompierii au avut multe solicitări pentru a interveni, două dintre ele pentru degajarea unor copaci căzuți peste autoturisme. În urma sesizărilor primite, colegii noștri au acționat pentru înlăturarea efectelor produse de aversele torențiale. A fost vorba despre degajări de copaci și crenci de pe străzi, care blocau circulația, de pe autoturisme, fața de unui bloc extragerea apei din subsolurile unor clădiri și beciurile unor case, dar și alte situații. Pentru sprijinul pompierilor de la detașamentele Pitești și Bradu, în scopul gestionării operative a misiunilor, s-a luat măsura creșterii capacității operaționale de la următoarele subunități de pompieri: Detașamentele Mioven și Câmpul Lung secția costești și punctele de lucru aninoasa, rociu și Izvoru. Totodată, pentru monitorizarea situației și adoptarea promptă a măsurilor pentru gestionarea eficientă a solicitărilor, la nivelul instituției noastre a fost activată grupa operativă. Mai mult decât atât, au fost transmise și mesaje ro alert pentru avertizarea populației din zonele vizate, precum municipiile Pitești și Curtea de Argeș și comunele Moșoaia, Bradu și Micești. Din această cauză, autoritățile au emis și o avertizare ro-alert.